Alexandria se confruntă în acest moment cu un deficit de locuri de parcare de peste 7 hectare. Acest lucru înseamnă că mai bine de 4.000 de autoturisme din oraș nu au unde să fie staționate. Așa că municipalitatea caută în continuu soluții pentru a rezolva această problemă. Există chiar și un proiect aprobat în Consiliul Local de construirea unor parcări supraterane. Însă acestea ar fi doar o rezolvare parțială, pentru că nu ar adăposti decât o mică parte din autoturisme. Lucrăm acum în 4 cartiere, cele mai mari de aici din cartier, din oraș. Principala preocupare a fost să realizăm locuri de parcare și sunt create 400 de locuri de parcare în plus față de ce era până acum. Problema locurilor de parcare este agravată și de faptul că mulți proprietari de mașini au creat adevărate târguri de profil chiar în oraș. În multe zone ale capitalei județului Telorman, zeci de mașini scoase la vânzare sunt staționate ilegal pe marginea șoselelor. Din acest motiv, municipalitatea a luat decizia de a începe procedura de ridicare a tuturor autoturismelor parcate ilegal, chiar din această vară. Pentru aceasta s-a achiziționat o platformă de ridicare. Am achiziționat un utilaj, există o echipă la una din societățile din subordinea Consiliului Local care se va ocupa de ridicarea autoturismelor parcate ilegal. Prin urmare, v-aș ruga să respectăm cu toții acest regulament al parcărilor. În Alexandria sunt înmatriculate în acest moment în jur de 14.500 de autoturisme. Lor li se adaugă alte peste 1.000 de mașini înmatriculate în alte țări sau aflate în tranzit.